Caz tragic în Egipt, unde părinții unui băiețel de doar 5 ani se pregătesc de înmormântare. Micuțul a murit brusc după ce a vrut să se răcorească pe caniculă, toropit de temperaturile de peste 40 de grade Celsius. Samir a băut apă rece ca gheața, iar gestul i-a fost fatal. Conform știri de Cluj.ro, ziua fatidică începuse ca oricare alta pentru Samir, care ieșise la plimbare cu bicicleta alături de mai mulți copii din vecini. Se jucau cu toți în orașul egiptean Tanta, situat între Cairo și Alexandria, când micuțul de 5 ani s-a oprit să bea o gură de apă, s-a prăbușit imediat la pământ, iar medicii nu au reușit să-i salveze viața. Copilul a decedat în drum spre spital, care este totuși motivul morții misterioase. Doctorii spun că de vină ar fi problemele legate de circulația sângelui. Cardiologii avertizează că apa rece consumată la temperaturi mult prea scăzute poate avea efecte catastrofale asupra inimii și sistemului circulator. Când consumăm apă rece brusc, mai ales după ce am făcut efort fizic, acest lucru poate duce la stimularea nervului vag, cel care controlează în mare măsură funcții importante ale organismului, inclusiv bătăile inimii. Poate provoca aritmie cardiacă și chiar oprirea inimii. Astfel pune în pericol viața oamenilor, relatează Mirrors, conform știri de Cluj.ro.